Dar întrebarea este dacă ați reușit să identificați până în acest moment un potențial sediu pentru Procuratura Anticorupție. Deci, sarcina pentru acest lucru e pe guvern. Deci, până la urmă, nu noi decidem care o să fie clădirea aleasă pentru Procuratura Anticorupție. Încă nu avem o clădire identificată, de câte cunosc eu, ca clădirea potrivită pentru Procuratura Anticorupție. Așa, interesant răspuns. Haideți să vedem. A ce a spus președintele Parlamentului la începutul acestei săptămâni la o emisiune de la colegii noștri de la ProTV, vorbind tot despre identificarea unui sediu pentru Procuratura Anticorupție, a avut un mesaj foarte, din punctul meu, destul de dur, la adresa dumneavoastră, dar haideți să vedem ce a declarat domnul Grosu. Acum sediul nu este, cum zic eu, călcâiul lui Ahili și este Dar chiar sediul. E atât de complicat să găsească tot, un sediu ca oamenii ăștia eu să se așeze tot undeva cred. Eu cred că nu e complicat dacă te duci și cauți. Eu, eu așa cred. Dar cine trebuie Dar să fac? Dar numai nu eu. Dacă trebuie eu să o fac, se decide. Haideți parlamentul să o ocupe, să găsească să elibereze un etaj la parlament. Noi găsim, da, ne am implicat. Pii. Dar eu cred că este o chestiune de management. Dacă ne-am ocupat la propriu de lucru ăsta, dar nu a, a nijălui prin studiouri, eu cred că ar fi șansa mai mare să-l găsim. Eu așa cred. Dar poate eu mă greșesc. De deci, ce? Asta nu e argument. Nu există nicio instituție Dar faptul că procuratura de corupție nu are contabil Nu există și nicio instituție în țara asta care, de la care o zis domnule, eu nu fac nimic, ea că refuz să fac ceva nu văd sediu. Nu există așa ceva. Noi vrem eu, cetățenii, colegii mei, vrem să vedem rezultate. Da, asta da. Îți dorește fiecare. Iată, spui că noi majorăm salariile la cei care au trecut vetting-ul, dăm de astea poziții suplimentare, dăm bani pentru țediu, pentru ce le mai trebuie acolo și mai departe. Domnule, dar trebuie să vedem și niște livrabile. Trebuie să vedem niște livrabile. Altfel, nu poți numai să pompezi Dar resurse De ce nu vedem, nume? livrabile, cum spuneți? Care Vreau este curaj și voință. Iată, eu asta aștept. Că nu e curaj și eu, eu cred că trebuie mai mult curaj. Iată, uitați-vă la cine și nu vreau să-i laud prețare, că să nu intre în Am zona, Am văzut că în e zona tot de confort. Dar nu, pentru că eu compar. Uitați-vă la SIS. Dar eu, nu-i aud, nu eu, eu nu, iau, eu nu, de iau de să, nu, dar eu nu iau să plâng. Iată, tocmai au urmărit declarațiile făcute de președintele Parlamentului. A, dumnealui, iată, din potrivă spune că trebuie să vă luați gentuța, să ieșiți pe stradă și să mergeți să căutați sediu. eu pot să vă spun că eu asta și-am făcut în ultimele șapte luni. Deci, procurorul general și eu personal, din luna septembrie, a, am fost la mai multe clădiri în Chișinău, cred că vreo zece, Uh -huh. a, să vedem dacă sunt sau nu acceptabile pentru condițiile care a, deci ne trebuie pentru procuratorul corupție. Noi de patru ori am, am fost de acord cu clădirea propusă, dar de patru ori, până la urmă, nu s-a primit clădirea respectivă din careva motiv. Da, clădirile vă le recomandau să le vedeți cineva, da? Da, deci, a, veneau din, eu nu știu cum lucrează acest lucru, înțeleg APP, cancelare de stat, guvern, deci eu eram anunțată, mergem la clădirea cu tare, la ora cu tare, să-l vedem. Eu am fost personal la mai multe clădiri, împreună cu procurorul general, să evaluăm. Unele dintre ele deloc nu, nu lucrau. Altele au fost acceptabile pentru noi, Academia de știință, uh, clădirea Universității fostei Universității Teraspol, uh, clădirea care e în construcție pe Alexandru cel Bun, care deci dacă ar fi terminată construcția ar fi ok. Deci vorbim despre sediu neterminat pentru Procuratura Generală, dar clădirea care se află exact în fostul sediu al Procuraturii Generale, unde acum este ANIU, da? Despre asta vorbim. Deci, a, Alexandru Ucelbum da, poți cum ar veni cu Banulescu vis-a-vis -vis de ANI, deci este clădirea ANI da, care da, e deja da, ocupată da. de ANI și SPCSB și chiar da. acolo în așa o gradă, este o clădire care e aproape terminată, da. deci noi de fapt acolo am început, am spus că vrem să a, o sumă de bani, deci trebuia 600.000 de lei la sfârșitul anului trecut, ca să facem o expertiză, să vedem cât ar costa și putem noi termina această construcție uh -huh. atunci am fost informați că nu există 600.000 de lei în bugetul pentru anul 23, să revenim în 24, atunci am mers la alte opțiuni, deci am căutat și am fost deschiși de mai multe ori să acceptăm clădirea care era oferită, dar pe ultimele sute de metri, întotdeauna, deci nu s-a primit. Deci, ce înseamnă nu, nu a, reușit pe ultima sută de metri? Deci, din moment ce v-au propus, probabil că deja aveau o disponibilitate, vi le ofere, nu? Eu nu știu, Deci ce eu nu știu cum lucrează? Bun, ce se întâmpla? Iată, vreau să spuneați, de exemplu, cu uh, uh, clădirea universității, eu am înțeles ce s-a întâmplat. Domnul ministru, săptămâna asta la Cutia Neagră, a spus că categoric luați-vă gândul, ei nu au de gând să vă dea, asta este instituție pentru educație. Cu Academia de Științe, iarăși am văzut ce a zis Academia, noi ce oameni de știință, dar voi aici cu infractorii voștri o să veniți și o să ne stricați, o să ne șterbiți imaginea. Bun, nici eu nu cred că este o idee foarte bună să fie Academia împreună cu, cu uh, instituția anticorupție. Eu nu știu cine ne-ar primi de fapt în țara asta. Eu nu știu dacă există careva instituție sau companie care vrea să aibă procuratorul anticorupție în aceeași clădire. De asta, cumva, noi considerăm o clădire care -i una întreagă care ar putea fi luată deci, de procuratura Anticorupției. domnul, domnul Grosu v-a propus un etaj din Parlament. Eu cu mare plăcere așa, așa, clădire foarte frumoasă. Și nu va fi departe. <gătări> deci nu știu, eu sper, eu cred și a, sper foarte mult să găsim o soluție. Deci clar lucru, acest lucru e în interesul țării noastre. Nu e în interesul procuratorului anticorupției, e în interesul țării noastre. Noi cu toții lucrăm pentru această țară, și miniștri, și procurorii, și judecătorii, și toți restul o să ajungem la careva soluție, pentru că nu e posibil să o întindem până la infinit. Deci e clar că ne trebuie clădire, dar nu numai asta, eu cred că deci e clar pentru foarte mulți oameni cât e de urgent anume acum să avem această clădire. Da? Deci noi în toamnă avem o alegere foarte, foarte importantă nu doar uh, pentru funcția de președinte a țării, dar și pentru un referendum istoric pentru Republica Moldova. Procuratorul Anticorupție este instituția cu competența exclusivă să investigeze finanțarea legală a partidelor politice, inclusiv din partea Rusiei. Noi cu toții înțelegem ce înseamnă asta și ce pericol pune asta, deci e asta pentru țara noastră. Și atunci, instituția care e responsabilă să investigeze acest lucru trebuie să aibă persoanele, tehnica, echipamentul resursele necesare să putem face față la aceste provocări și noi ne trebuie să le facem de pe acum. Am văzut cu toți ce se întâmplă, banii care vin la aeroport și tot restul, deci noi trebuie imediat să angajăm oameni, să avem unde îi pune, deci de asta e, eu sunt sigură că o să o reușim, pentru că e în interesul tuturor.